Bine, la mine nu e dimineața pentru că am fost schimb de noapte și abia m-am trezit. Este vreo 1:30 ceasul. Tocmai ce mi-am făcut un duș. Sunt foarte, foarte obosită și am o durere în gât extraordinar de în vlogging. Am o durere în gât senzațională, deci nu vă imaginați ce l-a prins. Totuși intenționez să ies afară în oraș. Am nevoie acută de o tunsoare pentru că părul meu arată o raznă și vârfurile sunt foarte așa despicate și da. Astăzi mi-ar pune să ne tundem, că amândoi avem nevoie de o tunsoare. What you doing? Organizing the tins. Oh my god, there's a lot of tins. Is it a war coming? Well, yeah, but Millie, hello! Hello! Oh, ăla-i sertarul cu triț. Nathan a fost la cumpărături. Ce alu bune aici. El intenționează să mănânce toate chestiile astea într-o săptămână, pentru că se antrenează, o să meargă pe munte și face ceva fain. Blueberries! Îmi plac blueberries. Te aștept să fac un shake! Mele! Și pentru tine? Ce e pentru tine? Ha? Ce e pentru tine? Ce e pentru tine, mămică? Ce e? Come on! Up! Po! Po! Gimme po! Po! Mele! Gimme po! Po! Good girl! O să mă machiez rapid. Astăzi trebuia să plouă, deci eu așa am văzut la meteo. Deci uitați-vă ce soare e afară, deci pe bune. Și chiar își bat joc de noi, nu pot să cred. Vedea, vedeți ce face? No! Stop it! Stop it! Ia-ți câine, au zis să-mi iau câine, că e fain, să fie cu toate alea în patul meu de prințesă. Oi, down! No! No! This one, outside. You go outside with it, outside. That's where you go. Nah. Poți să am ceva drăguț de ea? Nu pot. Nu vii pe scaunul meu, nu, afară de pușcuiel cu tot. Da. Ăla e un șoric. Și vreau să mi-l roadă mie în pat. Oh, nu. No. Go outside with it. Good girl. Good girl. Good girl. Sincer, am prea mult machiaj. Abia aștept să-l reorganizez pentru că nu mai am unde să-l pun. Adică chestiile astea... Oh, aici am pensule, aici am paleta de la Too Faced, dar oricum, abia aștept să-mi reorganizez chestia asta de camera mea de machiaj și apoi să vă arăt colecția mea de machiaj, pentru că, damn, am multe. Ca și fond de ten, astăzi l-am folosit pe ăsta de la Fit Me, Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Este super fain, îmi place mult de tot și chiar are o acoperire foarte... Ok, și se așează bine și rezistă toată ziua. Vreau să vă arăt ceva, da? Sunt ok. Nu era să dorm nimic. Nu m-am lovit, n-am vânătaie. Nu. Dar vreau să vă arăt ceva random. Stați așa, că la mine acasă e ca un fel de fermă. Cu de toate aici la mine. Da, stați așa. Că eu mi-am pus acum o lună câteva roșii. Și uitați-vă la asta! Uitați-vă la asta, am crescut roșiile, bă, uitați cât sunt de mari. Deci eu sunt așa de mândră de roșiile mele, încât nu vă imaginați. Zici că mi-am crescut 2 pui. Am terminat și machiajul, nu știu ce mi-a ieșit, pentru că asta serios vorbesc umbrele cu machiajul, mă simt foarte roșu, mă ustură maxim câtul, dar da, acum mai trecem la păr, pentru că trebuie să mi-l usuc. Mă duc la o frizerie din asta de polonez, pentru că nu este foarte scump și am avut o experiență foarte nasoală când m-am dus aici în Anglia la o ceva frizerie foarte scumpă, nu știu frate cât am plătit, vreo 60 de lire doar ca să mă mânghe pe cap, efectiv m-a spălat, a folosit un ulei de păr mult mai ieftin față de cel pe care îl folosesc eu. Am rugat-o frumos să nu-mi îndrepte părul, pentru că oricum părul meu este drept, dar mi l-a îndreptat doar ca să adauge în preț și efectiv când am ieșit de acolo parcă nu făcuse nimic la păr, parcă doar mă spălase pe cap. Și da, am descoperit, de fapt o prietenă mă ajută să descoper frizeria asta de polonezi, așa, și mă duc acolo, fata mă înțelege, mă tunde cum vreau și așa mai departe. Pe buze sunt dată cu rujul ăsta de la L'Oreal Color Rich, care arată așa, este un fel de maroniu și este mai mult un fel de
strugurele, aș putea să zic, un fel de balsam de buze colorat, pentru că e foarte moale și foarte lucios. Am descoperit eu serul ăsta foarte mișto de la Avon. L-am primit la Digital Divas și credeți-mă că am zis că nu o să fie nimic de capul lui, dar l-am folosit de câteva ori și chiar sunt foarte încântată de rezultat. Este un treatment spray, îl spreez și îl lași în păr. Deci, da, după cum vedeți, culoarea părului meu chiar mi s-a dus aproape de tot. De-aia vreau să mă tund pentru că vreau să mi-l revopsesc și să mi-l decolorez aici la rădăcini pentru că arată groaznic. Ăsta, înainte să mă usuc, așa ca să mi-l protejeze. Deci miroase delicios, vă anunț de pe acum. Nu știu cât costă pentru că nu m-am uitat în catalog. După care am să iau ăsta, uscătorul de păr. O să mă usuc puțin și abia apoi am să folosesc speria de păr. Dar așa că vă arăt. Așa să fiu fată bună, să curăț speria pentru voi, să nu fiu nesimțită. Așa, gata. Acum e curată. Apoi am să iau pelea asta, îmi place mult tot, serios. Chiar nu mă așteptam să fie atât de bună. Este foarte mild, așa și blândă cu părul și încet o să îmi pieptăn părul. Să știți că eu l-am pieptănat și înainte să mă spăl pe cap, l-am pieptănat bine, bine de tot ca să-mi fie mai ușor acum. Și am pus și un tratament în el, am pus o mască de păr, pentru că mă duc la tanti aia, nu vreau să mă vadă cu părul sleios și urât și nearanjat. Ok, bun, deci uitați-vă ce păr drept am. Așa e el de obicei, părul meu este foarte drept, zici că e lins de văcuță. De aceea prefer păr așa cu mai mult volum. Bun, acum că suntem aproape uscate, pentru vârfuri am să folosesc un ulei de păr Renewing Plus Argan Oil of Morocco. Este acesta. Îl folosesc de ceva vreme și mi se pare super. Nu am avut nicio problemă cu el. Am să iau o picătură, cam așa. Frec bine, bine, bine în palmă și apoi insist la vârfuri. Vreau să mi-l vopsesc așa un fel de roz, pale roz, un fel de peach rose, da? Și da, am să fac și tutorial, promit. După care am să scot peria mea de la EcoTools, este aceasta, și am să trec prin păr. Peria asta este un pic mai dură, deci o să-mi descălcească toate firele ale rebele și o să-mi facă să arate foarte slick. Chiar vă recomand și chiar nu doare, deci dacă aveți impresia că trag de scalp, să știți că nu mă doare, efectiv. E foarte blândă și aceasta e și o perie foarte bună. Așa mi-arată părul după ce l-am uscat, după ce i-am aplicat ulei de păr și tratament. Nu i-am făcut absolut nimic. Acum mă duc efectiv să mi-l tundă, cam atâta. Ok, astea sunt super basic. Am să vă arăt rapid outfit-ul, niște pantaloni din Primark, un ceas și o brățară. La gât port lanțul ăsta cu numele meu și ăsta cu inimioară de la Sufil. Și cam atâta. Sunt gata de ieșit afară pentru că e deja târziu. Tocmai ce mi-am tuns părul, a durat foarte, foarte puțin pentru că un fata de acolo mi-a zis că am un păr foarte mișto și nu necesită prea multă îngrijire. Ceea ce este un lucru bun pentru că în vedere cât l-am chinuit, era bun. Da, bun. Poi suntem la local, nu se numește Mexicasa. Și ne-am băgat la o cafea, Nathan. Și niște churros, pentru că au churros, vedeți-mă? Churros în Hampton, waaah! Și ne-ai tăzut atunci, vreau să-l vedeți? I-am oprit puțin la un pub, că mie nu-i foame de numai păr. Și m-am luat niște tapas. A fost o tic la cumpărături, un gros în pământ pe care a fost în Primark, în H&M. Și mi-am luat o pălărie! Ce-a luat pălăria asta pe care am luat-o pe care este super albă. O travă! Ne-a venit mâncarea! Ce dăm aici?
As there is the squid, chicken și aici niște roasted vegetables cu ceva. Și cam asta este mica noastră gustare, după care vom merge acasă și vom găti ceva gătit, pentru că mi-o place foarte mult mâncare gătită. Dar îmi place să vin în localul ăsta pentru că o mâncare este super bună și e foarte mișto. What did you chew? What did you chew? Film it. How can I charge my PlayStation controller now? Hey? What did you chew? What did you chew? Planta asta vă zic că era să moară. Și acum a luat o razna. Și tu? Melei? Melei? Melei, what did you chew? Ce-ai rost? Melei? Ce-ai rost? Ce cauți cu șoricul în... pe canapea? Oi, Mele! What up? A zis că ajung acasă și că o să vă arăt ce am cumpărat din oraș. Pălăria asta, din H&M, este super, super cute. Mi-am dorit-o foarte mult și asta m-a costat 9 lire. Am o rochie drăguță pe care vreau să o port cu pălăria asta și îmi place maxim, maxim, maxim. Asta mi-am cumpărat-o, cred că ieri dimineață când eram singură și nu fusesem încă în H&M. Mi-am luat o pălărie din asta de plajă, tot din Primark. Asta a fost numai 3 lire și este... absolut superbă. Am ceva la un costum de baie, așa, roz, nu știu. Pe plajă. Ok, după aia, astăzi, Nathan Charlotte, astăzi din H&M. Din H&M, Nathan Charlotte o pereche de blugi cu 25 de lire, pe care eu am să-i personalizez și am să-i tai, pentru că vrea ripped jeans, așa, pentru băieți. Așa, băiat. Îmi place să cotrobăi. Tot din Primark și-a luat o pereche de păpuși din ăștia simpli și ăștia au fost 3,50 lire. Cred că o să-l țină gen o săptămână. Apoi m-am mai luat o pereche din ăștia de șlapi. Așa, pentru că Millie, ceilalți șlapi, unul mi l-a ascuns și unul mi l-a rost. Deci, da, nevoie de șlapi. Niște lumină din astea parfumate, care miros super, super bine. Apoi am fost și la Poundland! Și de acolo vă zic cum mi-am luat niște chestii de pool party sau grătar. Zic grătar? Grătar. Că pool party n-avem, nu am din aia gonflabilă. De o pun și o fac cu spumă, o umplu cu apă caldă și apoi o să umplu cu spumă și zic că e pool party, dar mă rog, în fire. Mi-am luat un bol din ăsta de cocktail. Știți că aici în Anglia s-a dat legea aia cu paiele din plastic, deci în magazin nu se mai găsesc paie din plastic, se găsesc numai paie din astea din carton, așa. Și mi-am luat un set de paie și îmi place foarte mult acest detaliu, să arate bine așa în cocktail. Mi-am luat niște farfurii de unică folosință pentru că de am nu o să stau acum să le spăl pe toate. Baterii! Ce e haul interesant! Ce mi-am mai luat? Niște mingi pentru Millie, pentru că ea le pierde pe toate și astea cred că o să dureze mai mult și sunt așa chewy. Ca să poate să roadă. Ce mi-am luat? Niște glow sticks. Sunt curioasă de glow sticks-urile astea. Niște party poppers. Party poppers, din alea de tragi de ele. Să-ți așa că vă arăt acum. 1, 2, 3, sărbătorim nu știu ce. Și iasă chestia asta. Și miroase a petardă, da? Deci e o petardă mai ieftină. Și un bubble bath, pentru că tot tubul ăsta am să-l pun în piscina gonflabilă ca să facem spumă. Billy! Mă, nu ți se vede fața, mă. Unde ți-i fața? Ha? Millie! Ne-am decis să ieșim puțin afară cu Millie, pentru că este absolut superb. Și Millie trebuie să se întâlnească cu cel mai bun prieten al ei, pe care îl cheamă Peter. E un beagle, așa. Și o să-i scoatem pe câmp. Și o să vă arăt și vouă împrejurimile de aici, de unde stau și ce se întâmplă. Și... da. O să mergem pe câmp și o să-l lăsăm fără lesă. După care, probabil că o să ies cu prietenii la un bowling sau ceva, nu știu ce se va întâmpla, dar... no! Oh! Da, după care nu știu ce se mai întâmplă, dar vedem cum decurge seara. Ha ha ha.
ball with us. We've got her ball. Oh yeah. Is this? He's just so ball orientated over treats. Oh. Hey, din cap am ajuns în bar. Cu plăcerile mele la o carafă. Ano, ce faci, Ano? Ano, așa. O să jucăm niște Paulin. Hei, salut, Romina. Și Ana. O să jucăm o tură de Paulin. Nu mai pot să vorbesc. Asta e fără alcool, măi. E Bex Blue. Și asta e fără alcool. Și e fără alcool. Cum vrei să fii trecut acolo? David Pieta. Romina, ești pregătită de bowling? Nu. Du-te, bă! Du-te, bă! Hai că mai ai una. Față de loser. Arbu se știe că am pierdut, trebuie să sărbătorim victoria pierderii. Go! Dark Escape 4D. Ana, pe bune, te joci? Ce să faci? Îți doi în mașină. Vedem ce faci. De lângă noi. Efectiv și-o trag. Și-o trag. Ia mă, uite-te mă la asta mă. Mă, baba, ia adu-ne. Mamă, uitați-vă la asta ce mașină. Părea lui? Dați-vă. Is that yours? Mamă, cum arată. Asta este continuarea de vlogul de aseară. Da, de aseară până azi am fumat carpați și am văzut ce mai sexy nu se poate. Toate în costumul ăsta. Doamne, pregătită de Iorca. 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 Sunt toate în costume de paie că ne băgăm în piscină. O, e o sărăcăciune. Haideți să vă arăt cribul. Cribul. Lepul. What? Yo, Cristina, te-ai băgat nestip. Check that out. He's all vegan. Almost. Cristina, sigur e vegan. Cristina, ce cu puiul ăla acolo? Aia... Ești vegan, a? Nu, nu că sunt vegan, dar pui nu. Pui. Ea-i vegan cu pui. Vegan cu pui. La vede că se pregătesc, îi intre în auto. Dați-mă la ele cu trag de piscină. Dați-l trag, trag.
toate piscina. Hai, stai, Ana, că nu așa. We went here for Drake and I'm upset. Play your favorite games with Vodafone. A venit Ana cu peleata. A venit Ana cu peleata, nu pot să cred. Controlul calită de pic. Bună, gata, oprit. Oh, avem cocktail și înghețată și fructe. Mulțumim, Iza. Ana, unde-i desertul? Pune desertul înapoi. Da, uiți. Așa se face pentru Instagram. N-ai voie să mănânci. John, relax. Oh my god. Cum arată bucătăria mea după un grătar. Eu sunt pica învarză cu vocea, încă nu mi-a revenit. Încă mă simt nașpa rău de tot. Cred că acum am răceală din aia, gen răceală. Sper că totuși să-mi revin, pentru că eu îmi doresc din tot sufletul să-mi revin și să fiu ok. Ce să vă zic, nu mă așteptam să iasă ce a ieșit ieri, dar mi-a plăcut foarte mult că prietenii mei au venit așa, știi, și că ne-au simțit bine până la urmă și că m-au scos din starea asta de răceală, că dacă ai fost după mine, probabil că aș fi stat în pat toată ziua, pentru că nu mai pot. Dar până la urmă a fost ok și vremea a fost ok și da, totul a fost ok. Și cred că vlogul o să se încheie aici, pentru că, damn, uitați-vă ce mă așteaptă în spate. Trebuie să fac curat și trebuie să mă duc la muncă în seara asta. Să vă zic, sper din suflet că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, dați-mi un thumbs up și abonați-vă la acest canal. Dacă v-a plăcut acest daily vlog, spuneți-mi și eu o să mai fac daily vloguri dacă vă plac. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog sau cu un nou clip. Vă pup și sper să îmi treacă vocea asta de Carpați pe care o am. Dar da, vă pup și vă iubesc. Aveți grijă de voi. Pa!